Următorul nostru invitat este medic primar în obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale și membru al Societății Europene de Ginecologie Oncologică, dar și al Societății Europene de Menopauză și nu doar. Are, bineînțeles, multiple competențe în zona de oncoginecologie, iar despre cum sunt puse toate acestea în practică vom afla chiar de la dumnei. Așadar, întâmpinăm cu multă căldură pe doamna Zorela Zgarbura, ginecolog. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna doctor, și vă mulțumim tare mult că ați venit alături de noi în această dimineață. Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu drag și abia așteptăm să vă descoasem așa, pentru că cred că ne ajunge toată emisiunea să aflăm răspunsuri la întrebările noastre. Și eu abia aștept să mă descoaseți. Și vă felicit pentru alegerea temei, pentru că asta vă aparține. Este o temă foarte pozitivă și abia aștept să discutăm ceea ce ați propus. Mulțumim tare mult. Într-adevăr, prevenția este cel mai bun tratament și întrebarea firească este de ce este necesar să ajungem periodic la ginecolog? Păi, prevenția, dacă vom căuta în DEX, vom vedea că înseamnă un ansamblu de măsuri care combat răul. Și răul acesta în medicină este boala. Medicina profilactică sau preventivă, deci are un arsenal care include niște metode informative, adică ceea ce facem noi astăzi, niște metode educative, adică ceea ce fac eu în cabinet cu fiecare pacientă care îi explic ce am găsit și ce trebuie făcut și de ce trebuie făcut, și, bineînțeles, niște metode profilactice imunologice, cum de exemplu este vaccinul, și, nu în ultimul rând, niște metode profilactice curative atunci când vrem să depistăm o boală într-un stadiu incipient și nu vrem ca ea să ajungă într-un stadiu sever. Deci, practic, de aceea este necesar să ajungem periodic la medic și, în speță, la dumneavoastră, ca ginecolog. Cam la cât timp facem controlul ginecologic? E foarte bună întrebarea. Controlul ginecologic se face o dată pe an. De ce o dată pe an? Este logic dacă ne gândim, pentru că într-un an, dacă eu am găsit pacienta bine anul acesta, într-un an nu este suficient ca ea să facă cancer de col, de exemplu. Pentru că cea mai de temut afecțiune malignă la o femeie este cancerul de col. De ce? Pentru că este asimptomatic, este silențios. Cancerul de col nu doare decât în fazele depășite, tardive din punct de vedere terapeutic, din punct de vedere curativ. Și atunci, logica e simplă. Dacă în fiecare an te duci la medicul ginecolog și dacă în fiecare an faci Papanicolaul, de la un an la altul nu ai când să ajungi la acele stadii de care ne temem, ale cancerului de col. Practic, cumva depistăm într-o fază incipientă și reușim să depistăm într-o fază precanceroasă. Deci niciun cancer nu este de la început cancer și asta ar fi bine să știe toată populația feminină, pentru că există o evolutivitate a acestei boli și atunci leziunile de pe col sunt întâi precanceroase, acele cunoscute CIN1, CIN2, CIN3. În CIN1 leziunea este puțin severă, în CIN2 este mai agravată, iar în CIN3 intră cancerul de col stadiu 0, adică un stadiu perfect curabil, fără sacrificii de organ, adică păstrând uterul, în așa fel încât femeia se poate face copii mai târziu. Cancerul este ereditar? Nu este ereditar. Poate fi transmisă de la mamă la fiică, de exemplu, anumite predispoziție hormonală care ar favoriza anumite cancere. Pentru că am tot auzit, mă scuzați că vă întreb, am tot auzit chestia asta. Afirmația dacă asta. Unul din părinți a avut sau are, ar trebui să mergi și tu să te controlezi. Oricum atunci trebuie să mergi să te controlezi, chiar dacă părinții sau nimeni asta, în familia nu a avut. Dar eram foarte curioasă să aflu de la un specialist, iată, dacă există această idee și ea este reală. Poate exista o conjunctură hormonală care se moștenește și care ar putea favoriza anumite cancere dependente hormonal, dar nu cancerul în sine, cel puțin conform cercetărilor actuale, pentru că știți că medicina este tot timpul în transformare și apar studii noi și concluzii noi. Cum pot depăși femeile traumele produse de un ginecolog, să spunem, nepriceput? Nepriceput, am înțeles. Să zicem. Hai să zicem pentru început cum
pot depăși femeile traumele unui ginecolog priceput. Și apoi intrăm și deci în categoria cealaltă. Fiind informate, cunoscând, deci hai să le povestesc ce înseamnă controlul periodic, nu? Vorbim mereu de controlul periodic. Eu chiar spun cu multe ocazii că un control periodic anual vă salvează viața și chiar așa e. Dar să le exemplificăm ce este controlul periodic. Exact, în ce constă el? Deci controlul periodic constă în examen cu valve, tact vaginal, adică acea palpare bimanuală care se realizează în cabinetul de ginecologie. Cu această ocazie se prelevă testul Papanicolaou, care este fundamental. Testul Papanicolaou este un test de screening, adică populațional în masă. Care de la ce vârstă se face? De la începerea vieții sexuale. Și până la orice vârstă. Deci ideea că ești la menopauză și nu trebuie să faci Papanicolaou este foarte, foarte greșită și periculoasă. Ca să continui, deci cu această ocazie se prelevă testul Papanicolaou, vom alege un Papanicolaou mediu lichid pentru că are acuratețe mai mare, se prelevă un examen de secreție, dacă pacienta are simptome, bineînțeles că la asta se pot adăuga și alte analize, ca de exemplu culturi, secreție vaginală, micoplasmă, reaplasmă, clamidia și așa mai departe. După ce am finalizat examenul ginecologic, trecem dincolo la ecograf și ecografia transvaginală este foarte importantă pentru că ecografia transvaginală obiectivează ceea ce ai constatat la examenul ginecologic, dar aduce și informații în plus, ca de exemplu dimensiunea unor fibroame, localizarea lor, atitudinea este diferită în funcție de aceste criterii. Caracterele unui chist, este unilocular, este bilocular, are septuri și așa mai departe, sunt indicii de gravitate. Sau, foarte important, la femeia la menopauză, grosimea endometrului. Endometrul este acel strat care căptușește cavitatea uterină în interior și care, de exemplu, la menopauză nu are voie să depășească 4 mm. Ei, dacă bine, depășește, ce se întâmplă? Dacă depășește, este foarte important să știm că depășește, pentru că la menopauză există riscul cancerului de endometru și așa cum spuneam, niciodată cancerul nu apare direct, iar el este precedat de o hiperplazie, adică de o îngroșare a acestui strat. Și eu, ecografic, pot determina această îngroșare, pot chema pacienta la investigații suplimentare și pot depista o hiperplazie care încă nu este atipică, nu este cancer. Deci, perfect curabilă. Și acum să vă răspund la întrebare. Da, despre experiențele probabil neplăcute ale unor femei din cadrul unor cabinete. Este o întrebare foarte importantă care chiar mă surprinde, pentru că am avut foarte multe dezamăgiri referitor la atitudine, la atitudinea medicală. Deci pacienta s-a dus la medic. O să dau un exemplu dintr-o altă țară, nu din România. S-a dus la medic, a fost foarte conștiincioasă, o pacientă de 24 de ani care trăia într-o țară bogată, nordică, europeană, de origine română pacienta, care a venit la mine de un Crăciun și mi-a stricat Crăciunul. Deci această femeie, în mod conștiincios, s-a dus la controlul periodic. Medicul de familie, pentru că așa era organizat în țara respectivă, i-a prelevat Papanicolaou. Sigur, a venit rezultatul, a fost anunțată, Papanicolaou n-a ieșit bine, veniți să repetăm. Dar a programat-o peste 6 luni. Peste 6 luni a repetat Papanicolaou, a ieșit tot prost. A ieșit prost, trebuie investigații, de acord, va trebui să faceți o colposcopie. A programat-o la doctorul care făcea colposcopii, pentru că există această supra-specializare pe bucăți mici, care nu era, e bună din multe puncte de vedere, dar are și dezavantajele ei. Medicul care făcea colposcopia a programat-o peste alte 6 luni. A, aveți o leziune severă, trebuie să faceți o conizație și a trimis-o la doctorul care opera, că cel care făcea colposcopia nu făcea conizații, nu opera. Și doctorul care a programat-o la conizație n-a jignit-o să o examineze. A avut un program, i-a făcut conizația, era un cancer invaziv și în momentul în care a ajuns la mine, înainte de un Crăciun, o femeie de 24 de ani, care n-a avut nicio vină și care urma să se căsătorească, avea un cancer invaziv terminal până la oasele bazinului. Era un pelvis blocat. Și eu am suferit foarte mult pentru că sunt multe paciente neglijente care nu merg ani de zile la medicul ginecolog dacă nu le supără ceva. Dar această pacientă a fost atât de civilizată, atât de... n-a avut absolut nicio vină.
Deci iată cum se poate greși chiar sub aspectul unei griji față de pacient și a unei organizări care s-ar credea impecabile. Poate da. Fi spus ceva în apărarea medicilor respectivi, erau programările atât de multe încât ele nu puteau fi, adică... Cred că pleacă de la ideea că să nu se aștepte în hol, să fie timp, să... Nu știu, poate la noi uneori se așteaptă în hol și se și suprafă... Și poate că e mai bine așa, ajungi puțin mai repede, chiar mult dacă mai aștepți... Bine, tu, ca ginecolog, ești competent să faci foarte multe lucruri pentru acea pacientă și nu o trimiți pentru colposcopie și pentru ecografie la altcineva. Îi faci tu, te și atașezi de pacientă, deci chiar vrei normal, să-i fie până bine. La urmă trebuie să știi exact ce se întâmplă. Bineînțeles, și ai o viziune globală a ei. Vrei să-i fie bine, vrei să o ajuți când vezi că este ceva care e urgent. Sigur că faci ceva ca să o ajuți și să nu o ții luni de zile, că știi că asta îi poate periclita viața până la urmă. Recunosc, când eram mai tânără și mie mi s-a întâmplat o chestie de genul ăsta, am mers la ginecolog, pentru prima dată eram în cabinetul doctorului respectiv și mi s-a părut așa o chestie, o atitudine destul de urâtă vis-a-vis de pacient, adică la ginecolog trebuie să te duci cumva și să oricum ești stresat. Deci trebuie să simți o anumită empatie. Trebuie să te dezbraci. Da. Asta e controlul ginecologic, asta presupune în primul rând, nu? Și ca să faci chestia asta, cumva trebuie să fii primit într-un fel. Că dacă zice așa, bine, hai, pune aia acolo, acolo, hai, treci pe masă. Te blochezi. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Eu vă spun asta din experiență, eram tinerică. Și în momentul în care mi-a zis, hai, treci pe masă, am zis, mulțumesc, nu. Nu știu cum am întărit în momentul ăla, am zis, mulțumesc, nu, mi-am luat aia și am plecat. Zic, nu, așa ceva, nu. De asta n-am consultația cu o pacientă nouă durează mult mai mult decât consultația cu o pacientă care vine cu încredere, care te știe, opera mama, îți aduce mai târziu și fiica și așa mai departe. Durează mult mai mult pentru că orice pacientă la o primă experiență este stresată și exact. la stomatolog te duci stresat. Nu, da. Oh, bine, nu știi, mă doare, corect, mă doare. Corect. Și atunci acest preludiu, să-i spunem, noi îi spunem anamneză, deci discuția cu pacienta durează mai mult, ea începe să se împrietenească cu tine și numai după aceea secvența următoare este examinarea. Acum, examinarea asta trebuie să fie nedureroasă pe un organism sănătos. Și acest lucru depinde foarte mult de gesturile, de finețea gesturilor ginecologului, depinde de instrumentarul folosit, pentru că există, de exemplu, valve care sunt adaptabile oricărei vârste, adică există instrumente și pentru adolescente, există instrumente și pentru atrofia vârstnicei și așa mai departe. Deci trebuie să și ții cont de toate aceste lucruri ca să nu fie traumatizant un consult ginecologic. Și la sfârșit, pacienta nouă este foarte fericită și spune, asta a fost tot, deci se aștepta să fie mult mai rău. Da, asta este, din punctul meu de vedere, atitudinea normală a unui medic care se respectă în primul rând pe el. Da, pentru sunt de acord. Asta e foarte important, prin atitudine, în primul rând, te respecti pe tine ca medic. Sigur. Și apoi toată asta se transmite și pacientului și evident că pacientul respectiv va reveni, așa cum ați spus, și el va și reveni, familia își va aduce persoane de încredere. Da, așa este. Și pentru că poate mai sunt persoane care se întreabă și ok, unde fac controlul periodic? Dacă prin urmare, nu știu, cineva după această discuție nu știe unde, uite, prin următoarea imagine vă arătăm exact și unde puteți să realizați un control periodic. Înțelegem că așa arată un cabinet conform. Da, este cabinetul meu. Îl iubesc, ce să fac? Mă duc cu plăcere din toate punctele de vedere, și ca estetică, și ca dotare, și sufletește, pentru că în timp se selectează o categorie de paciente care îți devin fidele și în care avantajul este reciproc, adică este și confortul meu ca medic, pentru că știu că ea vine cu încredere și eu sunt mai puțin stresată, nu trebuie să o conving de nimic și se selectează așa un mediu propice. E așa cu ghilimele de rigoare, căsuța pe care ați construit-o în timp, că bănuiesc că n-a arătat așa de la început. Are niște ani de când a arătat așa. Okay. Și sunt și iubitoare de artă. Am văzut că și dumneavoastră aveți pe culoar niște tablouri, deci este agrementat și cu tablouri. Am chiar paciente care sunt pictorițe și care mi-au
dăruit de ziua mea portrete și chiar e o atmosferă primitoare și pentru mine, nu numai pentru pacientă. Oricum, dumneavoastră sunteți o fire foarte, foarte plăcută da, și da, foarte da, extrem de caldă, cred că de-aia, exact, de-aia și vin cu femeile cu încredere, pentru că din ce am auzit și mai devreme din experiența Cătălinii, îmi dau seama că are nevoie ca ginecologul să fie într-un fel anume, e nevoie ca... Foarte important. Haideți să vă fac o mărturisire, când eram eu mică și ucenică, deci eram rezidentă mică sau stagiară, nu știu, am învățat finețea gestului de la un medic bărbat, care era foarte căutat de paciente și l-am urmărit și am văzut că are o foarte mare grijă în examinare și atunci îți educi gesturile și îți poți educa atitudinea față de pacientă. Apropo de educație, cum educăm tinerele care... și încep viața sexuală sau, eu știu, acum dacă stau și mai ascult așa în stânga, în dreapta, îmi dau seama că la fete menstruația vine mult mai devreme. Da, da. La generația actuală vine pe la 10 ani, 11 ani. Și sunt mamele care sunt pacientele mele mă întreabă, deci mă întreabă două lucruri. Doamna doctor, trebuie să o vaccinez pentru cancerul de col? Și răspunsul meu este da și pledez pentru asta de foarte mulți ani, chiar în emisiuni de televiziune, și am fost foarte revoltată când s-au irosit vaccinele cumpărate de statul român pe bani grei, și pentru că nu s-au făcut, au expirat și au fost aruncate. Deci aceasta este o întrebare. Și a doua, când trebuie să o aduc la dumneavoastră? Evident că o aduce dacă are o supărare, dar dacă nu... De foarte multe ori mi se întâmplă ca mamele care sunt pacientele mele să vină cu adolescentele și să mă întrebe câte ceva și să învăț riscurile debutului vieții sexuale precoce, cum să prevenim o boală cu transmisie sexuală, cum să prevenim o sarcină nedorită, pentru că și astea intră în prevenție. Da. Deci, pe lângă cancerul de col uterin, care alte afecțiuni extrem de grave pot fi prevenite printr-un control periodic? Cancerul de vulvă sau nu de vezică? Vezica aparține urologului. Da, îmi cer scuze, am trecut, aparține... am zis că mă bag și pe mine cumva în discuție. Cumva, măcar puțin. Da, știți ce răspund eu soților? Pacientele uneori vor să-și aducă și soții și eu spun că ginecos înseamnă femeie, deci ginecologia se ocupă exclusiv de femei. Andrologul se ocupă de soți și, bineînțeles, urologul în patologia urinară. Să revin la întrebarea dumneavoastră. Prevenția nu se referă numai la cancere, așa cum am spus, prevenția se referă și la o sarcină nedorită și este foarte important în condițiile în care prioritizarea poate acordă un loc în față profesiei și pacienta nu vrea să facă copii sau vrea să facă copii, este important să vină și să spună că nu vrea să facă copii, pentru ce perioadă, și în funcție de vârsta ei, de patologia asociată, de analizele care sunt obligatorii, propui un tip de contracepție sau altul. Nici o contracepție nu se face mergând la farmacie și cerând pilule, pentru că pilula contraceptivă, dacă ai, de exemplu, o tulburare genetică de coagulare, ea poate să fie foarte nocivă, adică poate să dea tromboembolism, niște cheaguri de sânge care să se ducă unde nu trebuie. Și deci, practic îți riști viața. Da, și este o iresponsabilitate, am auzit și medici propunând acest lucru, este iresponsabil să te duci și să ceri la farmacie o pilulă. Nu, pilula sau altă metodă contraceptivă va fi propusă de medicul ginecolog numai după o examinare riguroasă și după analizele, bineînțeles, de sânge, care pot să excludă niște contraindicații. La un control amănunțit la ginecolog aflăm și dacă avem sau nu avem chisturi. Bineînțeles. Ceea ce e foarte important. Bineînțeles. Să o luăm anatomic, nu? Deci controlul ginecologului poate depista infecțiile vaginale, herpesurile, vegetațiile veneriene, care sunt tot infecții HPV, fără să fie cancer. Sunt date de acele tulpini de risc scăzut virusului HPV. Poate vom vorbi mai în detaliu despre el. Leziunile de pe col, care la fel este ideal să le descoperi în stadiu precanceros, așa cum am spus deja.
Fibromele uterine sunt patologii benigne, necanceroase, dar este foarte important să le depistăm, pentru că sunt destul de supărătoare și destul de periculoase. În funcție de localizarea lor, ele pot avea consecințe foarte variate. De exemplu, un fibrom care este în interiorul uterului, noi spunem endocavitar, acel fibrom poate acționa ca un sterilet în vederea unei obținerii unei sarcini, adică împiedică nidația unei sarcini. Un fibrom endocavitar, adică situat în interiorul uterului, este chiar la dimensiuni mici responsabil de sângerări, deci este simptomatic. Pe când un fibrom care este în peretele uterului, poate să crească la anumite dimensiuni, fără să supere și fără să ceară o atitudine terapeutică. De asemenea, fibroamele care sunt în afara uterului, dacă sunt peticulate, se pot necroza, se pot torsiona, deci atitudinea este în funcție de localizare. Fibromul, așadar, poate fi depistat cu ocazia controlului periodic. Și fibromul crește. Și fibromul crește în timp pentru că este o tumoră benignă, cum am spus, necanceroasă, dar care este sensibilă la hormonii femeii tinere. Deci estrogenii care sunt secretați de ovar, aceia hrănesc fibromul și determină creșterea lui. Dar fibroamele endocavitare, fibroamele intramurale, adică cele din peretele uterin, pot să rămână o perioadă lungă neevolutive și atunci nu cer o sancțiune terapeutică. Noi aici în această fotografie regăsim un uter în complexitatea lui? Da, este foarte bună iconografia, pentru că vedeți un uter și cum cresc fibroamele în acel uter. Deci aveți fibromul endocavitar, care este în interiorul uterului și care, așa cum am spus, este responsabil de sângerări și de infertilitate. Aveți fibroamele din peretele uterului, care sunt tolerate de organism mult timp până ele devin simptomatice, numai când sunt foarte mari devin simptomatice sau când se complică cu necrobioză sau cu alte degenerescențe. Se vede fibromul pediculat de la fundul uterului, are o codiță și el se mișcă în abdomen, practic, nesolidar cu uterul și se poate torsiona și poate face necrobioză, deci o complicație gravă care cere intervenție chirurgicală imediată. Mai aveți un fibrom subseros, spunem noi, adică subperitoneul, care învelește uterul ca organ și care, da, este mai jos și care de asemenea poate face compresie pe organele vecine, pe vezică, pe rect. Aceste fibrome sunt fibrome deja mari, deci deja ele cer o atitudine chirurgicală. Care a fost cel mai mare fibrom pe care l-ați extirpat? Oh, eu v-am trimis și poze, dar nu le puteți arăta, da, că sunt șocante. Sunt șocante, realmente șocante. Pentru explicații mai bune le-am fi Da, știu. Nu fac ierarhii. Pot să vă spun că de curând am extirpat un uter enorm care ajungea aproape la apendicele xifoide, deci la torace, și care avea exact toate tipurile de fibroame. Deci exact ca această schemă, avea și fibroame intramurale enorme și fibroame subseroase și pediculate și endocavitare. Este o pacientă veche de-a mea care 7 ani de zile a chiulit de la controlul periodic și a ajuns în această fază când, sigur că operația nu mai putea fi decât radicală, adică histerectomie. Dar am foarte multe miomectomii, adică operații care conservă uterul în vederea unei sarcini la femeia tânără, și știu că odată am extirpat 9 fibroame dintr-un uter, păstrând totuși uterul, și după aceea pacienta a făcut copii, bineînțeles, după un an de zile de contracepție obligatorie. Ce frumos! Da, da, este foarte important să alegem momentul în care să mergem la medic, pentru că așa depistăm din timp problemele pe care le avem. Probleme care pot fi rezolvabile și ușor rezolvabile. Exact, și putem avea o sarcină dacă ne dorim așa ceva. Adică e foarte important să facem pasul ăsta către medic, să nu după mai... După aceea devine o obișnuință. Exact. La început e greu, după aceea devine o rutină. Da, deci să concluzionăm într-un fel. O dată pe an, chiar dacă nu te supără nimic, te duci la controlul periodic, iar dacă te supără ceva, te duci imediat la ginecolog. Pentru că orice lucru este mai ușor de tratat dacă este incipient.
Corect. Și chisturile, de altfel, pot fi și ajungem tratate. Și la chisturi, cum da. Ați întrebat. Chisturile sunt niște tumori care au un conținut lichid. Uh-huh. Au un perete și au un conținut lichid. Ele de obicei apar pe anexe, adică pe ovar, sau pot fi niște chisturi tubare. Au grade de severitate diferită, de la un biet chist funcțional, care dispare în timp, la un chist endometriozic sau la cancerul de ovar. Orice chist depistat trebuie triat ca severitate prin așa numitul test Roma, care dintr-o dată departajează chisturile presupuse benigne de cele cu testul Roma modificat și care au potențial de a fi malign. În momentul în care ai un scor Roma normal, asta îți permite să încerci un tratament medicamentos și să urmărești, să monitorizezi pacienta și de foarte multe ori dispar tratament. Dar ce faci în momentul în care mergi să faci această analiză și primești rezultatul cel mai urât posibil de pe această lume? Între timp te duci și faci în altă parte aceeași analiză și primești practic că n-ai nimic. Da, există și această situație, de aceea. Există, uitați aici. De aceea, când eu deci când dau... Deci când mi-a spus că am cancer, mi s-a făcut rău, dar rău fizic. Nu, dar nu e cancer cu certitudine. Scorul Roma poate să apară... Nu, așa mi s-a spus. Pozit. Păi eu știu că am avut și eu paciente care au venit la mine și uite, o să nu uit să vă povestesc, că e drăguț. Deci, scorul Roma este tot un test de masă, de departajare. Faptul că este pozitiv nu este obligatoriu să fie cancer. El se pozitivează și endometrioză, care nu este cancer. Deci nu poți să-i spui pacientei că are cancer atâta timp cât nu ai un examen anatomopatologic de cancer. Poți spune, uite că practic s-a putut. Și... Norocul meu este că m-a dus capul și nu m-am panicat imediat, pe moment se face rău, și m-am dus să fac analiza asta în altă parte și atunci m-am liniștit. Este și un motiv pentru care atunci când dau trimitere la analize, le dau într-un anumit laborator în care îmi fac și eu analizele și pe care l-am verificat ani în șir și am încredere. Contează pentru că eu depind în atitudinea mea de acele rezultate și de rezultatul la Papa Nicolau și de orice rezultat. Și acum să vă spun așa anecdotic. Da. O pacientă de-a mea a venit la mine în cabinet și mi-a spus: doamna doctor, scrie de dumneavoastră în minunile Sfântului Nectarie. Soțul meu râde de mine. Și... și... zice, da, este o carte, o să vă aduc. Și mi-a adus această carte, minunile Sfântului Nectarie, în care, într-adevăr, o pacientă de-a mea, de care mi-am și amintit, povestește cum ea a fost la un doctor, este exact situația dumneavoastră, care i-a spus că are un cancer de ovar. Mm-hmm. Și cum a ieșit de acolo distrusă, bineînțeles că eu am fost revoltată când mi-a povestit, pentru că așa cum vă spuneam, nu poți să pui un diagnostic de certitudine decât după ce ai argumentele științifice, nu? Și a venit la mine, ea povestea cum a venit la mine și cum i-am spus că probabil este o endometrioză și că va trebui operată și am operat-o și a fost bine pentru că a rămas cu uter și cu ovare, nu era vorba de cancer, s-a confirmat diagnosticul și ea spunea că din cauza că s-a rugat la Sfântul Nectaria, i-a venit această idee de a veni la practic mine. Practic a fost, da, a fost îngerul drăguț. Salvator. Da, a fost foarte haios, așa, foarte drăguț când... Ce răspuns da, îmbrăcați atunci când vă întreabă unele dintre paciente să mă rog, mai e o șansă, trebuie să mă rog? Da, întotdeauna e bine să ai o speranță că există un ajutor. Ce credeți? Secundat de un comportament cât se poate corect, de corect științific, medical. Și... Dar credeți că eu când operez nu spun întotdeauna în mintea mea, Doamne ajută? Că... E bine să simți că te și ajută cineva. Apropo de operații, mă gândeam să vedem și câteva imagini din blocul operator, să vedem și noi și să vadă și oamenii cam care e atmosfera acolo, deși nu poate fi redată printr-o singură fotografie. Iubesc blocul operator.
Cam câte persoane există efectiv, sunt prezente într-un salon în timpul operațiilor? Multe. Sunt mai multe săli de operație într-un bloc operator și fiecare sală are echipa de asistente care servesc instrumentarul steril, deci sunt asistente foarte pregătite care trebuie să știe să respecte regulile. Deci un proceder de spălător, da, noi ne spălăm 15 minute, tot cu anumite reguli, ne spălăm întâi până la cot, după care la jumătatea antebrațului, după care foarte detaliat degetele, după care dăm cu un antiseptic și apoi ne îmbrăcăm chirurgical, cu totul steril. Deci sunt aceste asistente, de obicei sunt două, care servesc instrumentarul steril și care ne ajută să ne îmbrăcăm. Există echipa anestezică care se ocupă de anestezie și acolo există un medic și o asistentă. Deci este... Aici, în această fotografie, vedem puțin mai da, mult vedem din stafful... echipa anestezică. Inclusiv instrumentarul. Planul 2. Da, da. Ce instrumentar vast! Da, este o operație clasică și este un instrumentar vast. Da. Eu recunosc că am așa o problemă, o chestie cu doctorii și mi aleg destul de amănunțit medicul la care merg și trebuie să merg să am așa o chimie cumva cu medicul respectiv, mai ales la ginecolog, și vă mărturisesc cu mâna pe inimă că încă n-am găsit, poate cine știe, dumneavoastră simt așa o deschidere și poate cine știe vom și colabora ca și pacient și medic, pentru că până acum recunosc că mă și emoționez, n-am găsit acel doctor, medic, ginecolog cu care să reacționez atât de bine și să merg atât de deschisă la controlul periodic. Mi-ați ridicat o minge la fileu și chiar profit de ea, pentru că vreau să spun fiecarei paciente că trebuie să se intereseze înainte de a apela la un medic. Exact. Și că atunci când ea are rezerve și simte că ar mai avea nevoie de o confirmare sau o infirmare, să ceară a doua opinie. Deci, e foarte simplu să te duci să vezi o a doua opinie și dacă sunt două opinii contradictorii, al treilea câștigă, nu? Deci este bine întotdeauna să te interesezi înainte. Corect. Nu știu, fiind o discuție cu femei despre femei, parcă n-aș sparge absolut deloc. Adică, nu-i nimic, dacă pune eu vreau să spun un singur lucru. Nu vă mai permite sub nicio formă din momentul ăsta să fiu superficial cu o doamnă sau mitocan în vreun fel când o să aude un control la ginecologie după pozele pe care le-am văzut mai devreme, pe care nu le putem reda. Da. Vreau doar să spun că vă iubim, sunteți prețioase și vom încerca să fim cât mai solidari cu voi. După ce am văzut, o să le trimit la cât mai mulți prieteni. Băi, sunt reale suferințele doamnelor și domnișoarelor, nu trebuie să mai luăm absolut deloc în... Au și bărbații o cruce a lor. Avem și noi crucea noastră. Apare mai târziu, mă rog, adenomul de prostată și mai departe, există și suferințe, bineînțeles, cu boli de transmisie sexuale. Bărbații sunt și ei vectorii infecției cu HPV. Știți ce aș vrea să vă întreb, doamnă? V-ați gândit vreodată la o campanie care să implice poate toate instituțiile și centrele de învățământ de la noi din țară, ca în felul acesta, practic, cele mai tinere fete care acum se află pe băncile școlii să devină niște femei responsabile? Există o speranță, o urmă de speranță în sensul ăsta? Eu am părăsit sistemul de stat de peste 10 ani. Când am lucrat la Spitalul Filantropia, un spital universitar, chiar m-am ocupat... Bulevardul Ion Mihalache, va fi? Da. Chiar m-am ocupat de un program al Ministerului care asigura accesul gratuit la testul Papanicolau. Și chiar m-am zbătut foarte mult în acea perioadă să trimit scrisori medicilor de familie care să știe că este gratuit și pe baza biletului de trimitere pacienta poate să facă control periodic. Deci chiar a fost o participare implicată a mea în acest subiect, tocmai pentru că am fost foarte impresionată că în sistemul de stat primești pe oricine. Și am primit paciente tinere cu cancer de col. Îmi amintesc de o mamă de 4 copii la 24 de ani care a venit cu un cancer de col. Operabil, e adevărat, am operat-o, dar a fost impresionant pentru că era foarte tânără. Și atunci chiar m-am implicat să
facem ceva. Nu mă mai ocup de asta, nu mai sunt la stat, lucrez exclusiv în privat. Sigur că mi-educ pacientele din privat, sunt pacientele mele pe care le educ și care de obicei sunt receptive. Să știți că mai mare dragul când îți vine o dată pe an și nu-i găsești nimic rău și ești fericit împreună cu pacienta că și-a făcut controlul periodic și că a ieșit bine. În mod clar cunoașteți situația din teritoriu mult mai bine decât noi. Ar fi un scenariu utopic plasarea unui ginecolog în fiecare școală? Oh, dar nu mai au, s-a renunțat la medicul generalist în școală, la medicul stomatolog, deci s-a renunțat la, la cabinetele medicale. Eu am avut pe perioada școlii. Păi, ia vedeți, mai era odată. Era odată. Păi, dacă și în cazul meu ne mai exprimăm cu era odată, e recent odată ăsta, e la mine e puțin mai... Deci nu cred că mai sunt cabinete școlare. Care erau atât de utile. Și Da. Pentru multe situații pentru erau multe. Utile. Serios, chiar și mi-aduc aminte de multe. Chiar ca dispecerat. Când ai o suferință la un copil, trebuie să știi unde să-l trimiți, la ce specialitate. Mai există măcar informarea aia generală? Mi-aduc aminte chiar companiile care produc aceste absorbante veneau cumva în perioada claselor a 7-a și a 8-a, chiar colegele mele mi-aduc aminte că au avut parte de o informare, să spun așa, în clasă, efectiv. Noi băieții respectuos am părăsit clasa pentru că era o discuție destinată doar lor și măcar așa s-a cușit ca aia și o informare de... Na, nu știu ce se petrece acum în școli, chiar n-am de unde să știu. Știu că am fost și eu invitată să vorbesc adolescenților și m-am dus cu solicitudine, pentru că, deși programul era destul de strâns, pentru că sunt utile aceste discuții. Da, este corect, mai important. Ales că în momentul ăsta la fetiță, așa cum ne spuneați, menstruația vine mult, mult prea devreme. Dacă mă întrebați pe mine, 10 ani, 11 ani, e o vârstă la care încă cumva eu mă jucam. Da, debutul vieții sexuale este precoce. Riscul de a face boli cu transmisie sexuală, care pot fi de la cele mai banale, tip gonoree, până la cele mai grave, nu? SIDA. Corect. Deci trebuie educat adolescenta. De asemenea, este foarte bine dacă poate să facă vaccinul pentru HPV, vaccinul profilactic al cancerului de col, și acest lucru ideal este înainte de a începe viața sexuală, pentru că prin contact sexual ea vine în contact cu acest virus, cu virusul HPV, care a fost implicat, găsit în majoritatea cazurilor de cancer de col. Și ca un argument imbatabil la ceea ce vă spun, este că în anul 2017 Australia a anunțat că nu mai are niciun caz de cancer de col pentru că a vaccinat atât fetițele cât și băieții. Iată că se poate. Da. Și acum aș vrea să trecem un pic la polul celălalt, la menopauză, pentru că de cele mai multe ori și ea ne creează așa niște fluctuații de stări. Da, este o etapă foarte complexă. Foarte complexă din viața femeii și eu chiar sunt pasionată de menopauză și chiar au apărut atitudini terapeutice noi care combat neplăcerile menopauzei, uscăciunea, disconfortul sexual, micțiunile imperioase, adică necesitatea de a te duce repede să faci pipi la toaletă, care aparent sunt lucruri mici, nu? Că vorbim mereu de cancere. Mm-hmm. Sunt lucruri mici, dar sunt mari pentru că degradează calitatea vieții femeii, pentru că degradează calitatea vieții de cuplu și sunt foarte ușor de remediat. Și mă refer la noua specialitate de ginecologie estetică, care beneficiază de niște tratamente cu efect spectaculos. Mă refer la PRP, nu o să avem timp să discutăm astăzi, poate cu altă întâlnire, pentru că este chiar seducător subiectul, datorită stării de bine pe care o implică. Da, pentru că de cel mai multe ori auzim, aoleu, este nervoasă, da, sunt și tulburările neurovegetative, sigur că ele diferă și în funcție de percepția fiecărei femei, nu toate femeile au acele bufeuri și enervări, dar multe din ele au și există și posibilitatea substituției, cu mențiunea că tratamentul substitutiv trebuie făcut cu mare grijă, pentru că este cu două tăișuri, adică trebuie să știi că nu faci rău, știți, în medicină este un principiu, primum non nocere,
Și atunci, investigând corect pacienta, excluzând contraindicațiile, există și situații în care poți să mai prelungești activitatea hormonală a ovarului după ce acesta și-a dat demisia. Știu că urmează să mergeți la un training. Da, sunt foarte curioasă. Ce ne spuneți despre asta? Zbor multe ore. Tocmai până în Filipine, deci am înțeles. Până la Manila, chiar luni. Da. Pentru o metodă terapeutică nouă, care este nechirurgicală, de tratament al tumorilor, inclusiv al fibroamelor, cu ultrasunete. Nu știu încă dacă mă va convinge sau nu. Suntem 20 de medici din toată lumea care participăm la acest training, medici internaționali. Suntem 3 din România și abia aștept să văd. Sunt foarte deschisă pentru orice noutate și, de fapt, în medicină nici nu poți să fii altfel, pentru că altfel rămâi undeva la coadă. Dacă corect, nu, updatezi tot timp. Evoluează cu o viteză fantastică. Uh-huh. Ai evoluat foarte mult medicina și pentru a te respecta pe tine ca doctor, practic, trebuie să ții pasul cu tot ce iese nou. Domnule, unde puteți fi de găsit? Noi am aruncat un ochișor și pe pagina de Facebook a cabinetului. Da, este clinica, se numește pot să spun, nu? Da, Ecometax Medical. Cum? Ecometax Medical. Uh-huh. Și există și o pagină de Facebook și există un telefon de programări, deci aștept cu drag pe oricine. Vedem și noi acum. Da, recunosc că discuția cu dumneavoastră m-a apropiat cumva. Și la mine contează foarte mult, știi, prima interacțiune cu doctorul, cu medicul ginecolog, pentru că, așa cum spuneam, nu este... nu e o plăcere să te duci în cabinetul unui ginecolog. Plăcerea asta trebuie să vină vorbind, stând de vorbă cu medicul respectiv și să te atragă. Aprecierea este, trebuie să o spun, este reciprocă. Eu am venit cu rezerve, pentru că era la fel prima întâlnire. Și trebuie să vă spun că a fost o întâlnire interactivă și mi-a plăcut și ați pus întrebări interesante și chiar ne-am simțit bine, înseamnă reciproc. Chiar mă bucur de acest lucru. Vă mulțumim și asta înseamnă că mai veniți la mai vin. Pentru că, într-adevăr, trebuie continuată această discuție. E mult mai amplă și n-am reușit noi să cuprindem toate aspectele ei acum în această oră. Vă mulțumim tare, tare mult, doamnă, că ați fost alături de noi în această dimineață. Din toată inima.